Salut și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Dragilor, am văzut deja care sunt cele mai interesante oportunități și tendințe în domeniul afacerilor de zootehnie. Este momentul să vedem cele mai bune practici din afacerile reale, cum ne place nouă să spunem, de la firul ierbii. Așa că o avem astăzi alături de noi pe doamna Claudia Bâldea, reprezentantul unei afaceri extrem de interesante, creșterea măgărițelor pentru exploatarea laptelui și nu numai. Bine ați venit la Banii Mișcare și mulțumim pentru acceptarea invitației. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Claudia, haideți să începem cu începutul. Ca orice afacere a pornit de undeva, de unde a venit ideea? De ce acest segment în zootehnie, care pare mai degrabă de nișe, nu este o afacere așa să o vezi foarte des în business? Pare de nișe și chiar este. Ideea ne-a venit în urmă cu aproximativ 5-6 ani, când a apărut o nevoie de a schimba macazul, ca să spun așa, în activitatea noastră. Noi ne ocupam la acel moment deja de cultivarea cerealelor și am avut o perioadă de 2-3 ani consecutivi în care rezultatele noastre au depins mai mult decât ne-am fi dorit de capriciile vremii, de condițiile atmosferice. Motiv pentru care ne-am gândit că e cazul să ne reprofilăm. Și sigur că cel mai apropiat domeniu și prima idee care ar fi putut să ne vină, care să fie și în legătură cu ceva cu ceea ce deja făceam, a fost creșterea animalelor. De ce ne-am oprit la măgărițe? Coincidența face ca exact în acea perioadă, pentru că suntem interesați de un trai cât mai sănătos, să aflăm despre laptele de măgăriță, despre beneficiile acestui lapte, despre calitățile lui care au rezistat în timp, pentru că acest lapte pare că a fost folosit încă din antichitate, chiar și ca remediu pentru diferite afecțiuni, dar și ca ingredient cosmetic. Și aici doamnele care ne urmăresc cu siguranță știu și au auzit despre celebrele ritualuri de frumusețe ale Cleopatrei, printre care se pare că se regăsea și baia în lapte de măgăriță pentru frumusețea tenului. Wow! Eu vă mărturisesc că de mic copil bunica îl dădea pentru, îl folosea atunci când aveam tuse și nu mai funcționau siropurile și medicamentele. Are și o proprietate în această zonă? Da, este cea mai cunoscută proprietate la noi, tradițională, aș spune, și așa cum spuneați, toți știm, cei care am avut bunici la țară, că atunci când copilul tușa și nu se mai putea face nimic, așa ca ultimă soluție, dădea fuga bunica la ciobanul din sat, care cu siguranță avea cel puțin o măgăriță, și cu laptele acesta se pare că tusea în cele din urmă ceda. Chiar funcționa. Un medicament înainte de a fi un aliment, un produs deosebit cu proprietăți unice. Așa este. Este un aliment, medicament, și poate că și datorită faptului că este ca și compoziție și ca și proprietăți similar laptelui matern în proporție de 97%. Wow. Și este foarte bogat în vitamine, în minerale, dar cel mai important și mai prețios component al acestui lapte este lizozimul, care este o enzimă despre care se pare că are un foarte puternic rol și efect antiviral și antibacterian. Și după ce ne-am informat despre toate calitățile astea, evident că ne-am și procurat niște lapte de măgăriță, să vedem și noi mai întâi ce gustare. Și să știți că nu pentru că îl vindem noi, dar chiar este un lapte foarte bun la gust, dulce. Dulceața asta venind din lactoza pe care o conține, și copiii agrează, adoră acest lapte. N-am întâlnit până acum un micuț care să guste și ulterior să nu mai vrea să bea acest lapte. Și paradoxal, este foarte bine tolerat, că vorbeam de copii, de cei care au intoleranță la laptele de vacă. Este foarte bun de asemenea pentru sportivi, pentru cei care vor să slăbească, pentru care are un conținut redus de grăsimi, pentru femeile însărcinate, pentru femeile aflate la menopauză și, în general, pentru toți cei care doresc un produs 100% natural, ecologic și, evident, foarte sănătos. Foarte, foarte interesant. Iată un produs minune, am putea spune.
și, desigur, și oportunitate de afaceri. Haideți să revenim acum și să vorbim despre afacere. La câte efective de animale ați ajuns și cum se lucrează cu măgarul, cu măgărițele? Pentru că avem o vorbă populară la noi că este un animal destul de încăpățânat și mai degrabă dificil. Este adevărat? O să încep să vă răspund în ordinea inversă în care m-ați întrebat. Nu este adevărat, este un mit. Să știți că măgarii sunt niște animale, și am descoperit eu personal, asta sunt niște animale foarte inteligente, foarte afectuoase, sunt dornice de atenție și adoră compania oamenilor și atunci când noi folosim apelativul de măgar cu conotație negativă, să știți că este un mare, un foarte mare afront și nemeritat afront adus acestor animale. Încăpățânarea lor proverbială este de fapt un instinct de conservare foarte puternic, care îi determină că atunci când sunt în diferite împrejurări care nu le sunt familiare, să refuze să treacă peste un pod sau printr-o apă sau și de aici renumele de animale încăpățânate. Avem, mă întrebați de efective, avem în prezent circa 400 de capete la noi în fermă. Wow, un volum destul de foarte important. Afacerea a spus undeva acum 5-6 ani, nu? Ați început. Da, cu 5 măgăriți. Da, acum avem circa 400 și nu intenționăm să ne oprim aici, iar produsul finit pe care noi îl oferim consumatorilor este unul unic pe piața din România, respectiv pasteurizăm laptele la temperatură foarte joasă, apoi îl ambalăm în punș de 200 de mililitri și apoi este supus unui proces de înghețare rapidă. Datorită acestor strategii mențineți produsul foarte proaspăt. Ar fi acestea niște ingrediente, factor cheie de succes într-o asemenea afacere? Eu aș spune, fără a mă teme de încadrarea răspunsului meu în categoria clișee, aș spune că factorul cheie sau condiția sine qua non care ar trebui să ducă la succesul unei afaceri, indiferent care ar fi aceasta, cred că factorul cheie este calitatea. Cei care nu înțeleg pot percepe ca fiind un preț foarte ridicat. De obicei, un litru, dacă nu mă înșel să-mi spuneți, un litru de lapte de măgăriță fluctuează undeva la 100-140 de lei pe litru. Da, De unde acest preț? Care este explicația? Poate că prețul poate părea mare, dar știți, depinde de sistemul de referință. Dacă ne raportăm la un pachet de țigări, n-aș zice că este scumpă o doză de lapte de măgăriță. Dar prețul vine în mod deosebit de la faptul că este un lapte greu de obținut. Și trebuie să știți că o măgăriță dă în medie în jur de 300 de mililitri de lapte pe zi. Lapte doar care atât? Trebuie. Da. Bine, sunt care dau 100 de mililitri, se pot obține și 500, dar eu vorbesc de o medie. În medie, deci 300 de mililitri de lapte pe zi și câte luni produce lapte pe an sau cum este? Nu produce în tot timpul anului, asta este cert. Uh-huh. Vă pot spune așa, mă feresc să zic câteva luni, că nu știu în egală măsură. Da. Care ar fi numărul. Dar doar de când are un făt, nu? Adică când are un. Exact, și laptele pe care noi îl obținem trebuie să-l împărțim cu puiul, pentru că și el trebuie să crească mare, sănătos și automat are nevoie de acest lapte. Da. Și atunci este prin comparație, spre exemplu, cu laptele de vacă, fiind cel care ne vine în cap când spunem lapte de consum, este scump, dar este mult, mult mai greu de obținut prin comparație. Și mult mai calitativ și cu toate aceste proprietăți, iar oferta, să spunem, cât se produce per animal, de acolo vine și această. Exact, de preț. Exact. Plus, cum a spus, foarte, foarte important, calitatea, care desigur costă. Foarte interesantă discuția, doamna Claudia Bâldea. Îmi pare rău, timpul e limitat, dar mă bucur că am atins cele mai importante idei. Vă mulțumim încă o dată și multă sănătate și succes în afaceri și în tot ce vă propuneți. Mulțumim! Dragilor, cam acestea au fost cele mai importante tendințe în afacerile de zootehnie. Iată și idei interesante cu produse medicament, așa cum le-am spus. Săptămâna viitoare o să revenim către finanțele personale pentru noi decizii financiare înțelepte în familie. Așa că rămâneți alături de noi. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare. Deci fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.